Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Aici sunt cu Madalin. Salut. Și cum v-am mai spus, cum să spun, călătoria spre bunica mea. V-am spus că este foarte departe. Sunt acum cu bicicleta, merg cu o mână. Da. Și da. Ai spus, Madalin? Probabil că videoclipul, cum să spun, o să fie mai multe videoclipuri în sezonul ăsta. Ca plimbările. Un fel de daily vlog pe bicicletă. Pe jos nu cred că o să mai facem multe. Da. Și da. Și acum mergem la călătoria noastră. Spre țărm. Da. Și mai de ce să le spunem încă o dată fanilor? Abonați-vă! Sau cum v-am mai spus, m-am învățat odată. Vă amintiți atunci când am făcut challenge-ul Ezba și v-am dăruit o ladă de bere? Am băut-o pe toată. În două zile am băut-o pe toată și ne-am împătat. Pe bune, e serios. Am în două. Da, nu, Madalina a fost în videoclipul ăla. Numai eu, Alex și Arareș. Și Arareș, săracule. Și acum mergem spre bunica. Mama, l-a văzut o vacă peste mână. Mi-a zic bunica mea mai acasă. A plecat după vacă, dar cred că o să fie bunicul meu. Ai grijă, mă, de aici avem foarte multe vaci. Facem parcurs printre vaci. Ce să facem? Parcurs printre vaci. Adică o să trecem printre vaci. Vaci. Suntem printre vaci. O să mă bag între ele, bă. Sunt mulți oameni care vin după vaci și eu îi salut. Și... Nu mă loviți vacilor! Era cât pe aici să mă lovească vaca. Ce pe mine? Bine că avem aici o cărare antivaci. Uite aici. Este vaca. Uitați vaci. Este vaca. Aia neagră mi-a fost vaca. Și încă am două vaci, una e mai așa, mai slabă și una e mai grasă, e una de olofană. Magazinul. Mă de salută. V-am spus, avem foarte mulți oameni care sunt pe stradă, așa e Madalina. Și asta e Madalina. Un pic. Să-l filmez și pe Madalina, pe bicicleta tale. Chiar tu avem pe strada asta, nimic? A, asta e Madalina, iau pauză. Da, după ce terminăm drumul ăsta plin de gropi, mai filmăm și după ce îl terminăm. Și am terminat drumul ăla. Acum suntem pe un drum mai bun. Un pic mai bun, se numește Pedali. Ce se numește drumul acesta. Și o să luăm un pic mai multă viteză. Drumul ăla fix așa de bun. De acolo e Madalin. Madalin, fala cu mâna la fani. Stai un pic, acum. Mai rapid. Mai repede, mă. Oh, ce scutură de ciclete pe Italia. Alex. Selfie. Nu selfie, mă, videoclip. Bagă-te, mă. Eu să nu vreau să bagă. Mă, când ai zis că videoclip, până două au fugit. Ala a fost prietenul meu, Alex. Cu craie am mers noi. Eu, Madalin și ea.
și l-am cântat așa. Trei crai de la răsărit cu steaua. A, stai. Stai, nu, nu mai știu, este abia iunie sau... Iulie. E iunie? Iulie. Iulie, imediat se termină vacanța. Cu trenul, cu trenul în Franța. Se termină. Ce? Nu. Începe școala mai repede decât la anul trecut. Serios? Începe în 12 iunie. Gata, m-am supărat. Începe în 12 iunie. 12 septembrie. Și da, acum mergem. Oh, am făcut ceva, este sus. Ce? Să rămână, bunicule! Să rămână! Dar bunica e acasă? Nu e acasă, dragi. Nu e acasă. De ce ai bă? Ce? Ai bă doar ce? Nu. Numai că m-am crescut. Poftim? Bine. Bine, nu mai eu. Ce faci, mă? Ce zici, mă? Hai, nu zici că nu mă cunoști. Nu mă zici. Deci toți copiii mă cunosc aici, tot, cu toți trebuie să dau mâna. Nu de pe YouTube, dar numai de-aia. Cum ar fi unul? Ce dracu! Bine, așa aici încheiem videoclipul. Stai să vină și Madalin. Oprește! Bine, și acum oprim videoclipul. 3, 2, 1. Abonați-vă! Salutare!